O țară din Uniunea Europeană va ridica absolut toate restricțiile legate de COVID-19. Această decizie a fost luată în contextul în care aproximativ 82% din populație este complet vaccinată cu cel puțin două doze, dintre care 50% au primit și doza booster. Danemarca este prima țară din Uniunea Europeană care va ridica absolut toate restricțiile legate de COVID-19. Țara are un număr de internări și decese stabil, de asemenea o rată mare de vaccinare. În seara asta putem găsi din nou zâmbetul. Avem vești incredibile de bune, acum putem elimina ultimele restricții de coronavirus din Danemarca, a declarat prim-ministrul Danemarcei. Se observă că pandemia cel mai greu se descurcă în Japonia. De ce? Pentru că japonezii sunt niște oameni foarte disciplinați și respectă tot ce li se spune, pe când la români nu. A zis că și am tras masca, dar... Deci, așa cine ar trebui să urmăm acel exemplu? Așa ar trebui, sigur. Da, da, de ce nu? Că și ea sunt țara avansată, mult față de noi. Considerați că ar trebui să urmăm exemplul acestei țări? Da. Situația din Danemarca ne arată că avem o decuplare între numărul de infecții și cel al spitalizărilor, ceea ce este posibil datorită numărului mare de vaccinări și al imunizării cu booster, a completat ministrul. Păi cred că până la urmă renunță tot. Mai merge așa ce se face. Considerați că ar trebui să urmăm și noi acest exemplu? Păi, eu știu dacă trebuie să urmăm exemplu. Când eram înainte, nu se băga nimeni în țara noastră, acum conducea de afară. Și așa că ce exemplu să luăm? Au făcut bine și englezii, am înțeles că premierul lor, Boris Johnson, așa a anunțat că renunță la certificat, la orice restricție, la orice. Considerați că ar trebui să urmăm și noi acest exemplu în România? N-am eu pregătirea necesară și nici competența să mă pronunț în... Nu știu, sunt care sunt... Dar ar trebui mai relaxate. Circa 82% din populația de peste 12 ani a Danemarcei este vaccinată cu schemă completă, iar 50% dintre aceștia au primit deja și cea de-a treia doză.